au fost înscriși 47 de, fermieri, unul s-a retras și au rămas 46. Ei vineau să înscriu un program, după ce trimiteau o adresă la direcție să meargă inspecția să verifice plantatul. Să verifica plantatul, să fac poze, să faci proces verbal și apoi te cheamă când e bun de recoltat. Iar merge în inspecție, fotografiază, face proces verbal și astea sunt controlele care le-am făcut. Au avut termen până la 1 iulie comercializare și până la 15 iulie să depun documentația cu tot ce trebuia pe 2020. Da? S-au comercializat 146.806 kg. Producția recoltată a fost de 148.872. S-au achitat la cei 46 de beneficiari 496.088. Au fost mai puțin, pentru că au rămas suma aceeași, dar au fost suprafața mai mare și atunci s-a diminuat. Mai puțin față de 3.000 de euro, au ajuns la 2.300 și ceva. Tot decurs bine. Se poate să gândește unul care să stimuleze toată producția de legume, nu numai de tomate. Și atunci îi face pe fermieri să diversifice. Pentru eu acum unde am fost și am verificat pentru tomate, el avea și ardei. Avea altă suprafață pentru ardei, pentru vinete, pentru gogoșari. Deci, plus, poți să stimulezi în câmp, pentru vază, pentru castraveți, pentru toate astea. Toate astea avem nevoie și piață, nu numai de tomate, dar hai să spunem cum castravete care mă iei din hipermarket, parcă tot mai seamănă castravete. Dar roșiile, într-adevăr, o bătaie de joc. Alea, planta nu-și parcurge procesele fiziologice cum trebuie și atunci nu se acumulează tot ce trebuie în ea. Doar că are, o face să aibă culoare de roșie și asta tot.